ziua. În primul rând să spunem că această creștere a indicatorului ROBOR nu doar că a continuat în ultima perioadă, dar s-a și accelerat pentru că ne reamintim. Pragul de 5% a fost depășit în urmă cu o lună, acum depășim 6% și e de așteptat ca acest indicator să crească în continuare, spun specialiștii. Ce înseamnă această creștere? Înseamnă, bineînțeles, știm deja, o creștere a ratelor plătite de românii care au credite luate înainte de mai 2019, iar un calcul făcut pe un credit de 250.000 de lei luat pe o perioadă de 30 de ani arată că această rată a crescut doar de la începutul anului cu 520 de lei. Dacă ne uităm și facem o raportare față de acum un an, creșterea este de aproximativ 750 de lei. Să spunem că această creștere a roborului vine odată cu creșterea dobânzii cheie stabilită de Banca Națională a României într-o încercare de a frâna inflația, care știm foarte bine se apropie de 14% și ea probabil va crește în continuare, spun specialiștii. Asta înseamnă că vedem această creștere care îi afectează, spuneam, pe cei care au credite luate înainte de mai 2019, dar îi afectează și pe cei care au credite mai noi și care depind de un alt indicator, IRCC. Acesta e încă la nivelul de 1,86%, mult sub robor, dar și acest indicator va crește în luna iulie, va ajunge la 2,65%, ceea ce și în cazul acestora înseamnă credite și rate mai mari, rate care vor crește cu încă 125 de lei în iulie. E de așteptat ca ambii indicatori să crească pe parcursul anului și e posibil ca și IRCC să ajungă la 4% în următoarele luni, adică până la sfârșitul anului. Ceea ce, bineînțeles, creează probleme și creează îngrijorări în rândul celor care au credite în lei cu dobânzi variabile.